încep, dragii mei, prin a spune ca binecuvântat să fie acela care a creat această zi ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Slăvit să fie Domnul! Amin, amin. Mă bucur că în dimineața aceasta sunt în mijlocul dumneavoastră, mă simt privilegiat în raport cu frații mei de la Montreal și mai ales mă bucur că sunt părtași la o lucrare deosebită care cred că vine din partea lui Dumnezeu. De-a lungul ultimelor săptămâni am ținut legătura mai strâns decât înainte cu fratele Andrei, am discutat mai multe lucruri și mi-a împărtășit lucrurile prin care dumneavoastră ați trecut aici, cum ați constatat nevoia de a avea mai mulți slujitori, cum Dumnezeu a călăuzit biserica din loc în așa fel încât să ajungem astăzi la acest frumos moment, la acest frumos eveniment. Și gândind la toate lucrurile acestea, nu pot decât să-i dau slavă lui Dumnezeu care rânduiește toate lucrurile, glorie Lui. Timpul aleargă cu grăbire, am multe de împărtășit cu dumneavoastră, dar înainte de a mă apropia de cuvântul pe care l-am citit și din care aș vrea să vorbesc, îngăduiți-mi câteva cuvinte care nu au de-a face cu textul acesta citit. Mai întâi de toate aș vrea să vă aduc salutări sfinte de la frații de la Montreal. Nu mulți au știut de plecarea mea încoace, dar cei care au știut mi-au spus: frate Iosif, transmite salutările noastre fraților de la Kitchener și mai spune-le fraților de la Kitchener că ne este dor de ei, nu v-am văzut de mult. A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai vizitat unii pe alții și ne este dor de momentele acelea frumoase de părtășie pe care le-am avut împreună cu dumneavoastră, fie aici, fie la Montreal, în diferite momente de sărbătoare rânduite de Dumnezeu. Și tragem nădejde că va veni o vreme în care ne vom putea întâlni din nou, să petrecem din nou împreună momente de înălțare sufletească. Mă gândeam pe mașină, venind încoace ieri, cât de frumoasă este această părtășie. Mă gândeam că o să vin, să ajung în mijlocul dumneavoastră, o să mă bucur să vă revăd. Dar în același timp mi-am adus aminte că pe unii din cei pe care i-am văzut ultima dată când am fost aici, nu-i voi mai întâlni. În perioada aceasta de când nu ne-am mai văzut unii cu alții, unii au plecat acasă. Și mă gândeam cu întristare la lucrul acesta, cu întristare, dar nu cu deznădejde. Pentru că va veni o vreme când ne vom întâlni cu toții acolo pe meleagurile cerului și doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze la aceasta. Pe de altă parte, aș vrea să vă aduc și un cuvânt de mulțumire din partea fraților de la Montreal pentru frumosul gest pe care dumneavoastră, Biserica Domnului de aici, l-ați făcut pentru noi, Biserica Domnului de la Montreal. Și nu pot să spun decât Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și să poarte de grijă să vă împlinească toate nevoile. El să vă fie binevoitor. Amin. Aș vrea să vă spun că mi-aș fi dorit tare mult să fiu părtaș și la celelalte servicii din ziua de astăzi. Dar din cauza reglementărilor la care noi cei de acolo trebuie să ne supunem, eu va trebui să pornesc în călătoria întoarcerii spre casă, îndată ce se va încheia prima părtășie de aici. Însă mă voi ruga și pentru frații care vor fi ordinați la părtășiile următoare. Și aș vrea să-i port în rugăciunile mele ca Dumnezeu să-i facă niște vase de cinste în casa Lui. Să se folosească de ei, să-și proslăvească numele prin ei, întărindu-i în această vreme care, trebuie să o spunem, este o vreme grea. La ora 8, noi la Montreal trebuie să fim în casă. Dacă ne prinde poliția pe stradă, ne oprește, ne ia la întrebări și trebuie să dovedim că am avut un motiv foarte întemeiat ca să fim în exteriorul casei noastre după ora 8. De aceea mă văd nevoit să plec în această călătorie. Mi-aș fi dorit tare mult să rămân și la celelalte, chiar dacă nu voi predica, părtășia pentru mine este deosebit de frumoasă. Și vă mai spun un lucru așa, ca într-o paranteză. Este un privilegiu ca în dimineața aceasta să mă găsesc în mijlocul dumneavoastră, pentru că noi la Montreal avem îngăduința să ne întâlnim maxim 10 persoane în casa de rugăciune și cu 10 persoane noi nu putem organiza o părtășie, o închinare în casa de rugăciune, pentru că am neîndreptățit pe ceilalți care nu pot să vină.
De aceea mă simt privilegiat să văd în dimineața aceasta, într-un număr atât de frumos, pe frați, pe surori adunați în casa Domnului, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Și să ne ajute și pe noi să ajungem, Amin, să ne putem întâlni din nou. Aș vrea să mă apropii de cuvântul pe care l-am citit. Vă mărturisesc că în dimineața aceasta mi s-a întâmplat ceva ce mi se întâmplă câteodată. Să vin la casa de rugăciune cu anumite gânduri asupra unui cuvânt pe care vreau să-l citesc și în casa de rugăciune să se întâmple ceva ca Dumnezeu să-mi schimbe gândurile, să dea la o parte pe unele din cele pe care le-am adunat în mintea mea, să așeze altele și până la urmă trebuie să admit că Dumnezeu știe mai bine decât noi ce e de făcut și ce este de spus. În dimineața aceasta, mesajul meu se va îndrepta cu precădere către fratele care va fi ordinat, către fratele Daniel. Dar sunt lucruri pe care și biserica trebuie să le audă, trebuie să le înțeleagă, trebuie să le știe. Pavel a avut multe sfaturi de dat slujitorilor lui Dumnezeu și le-a lăsat scrise în epistole. Și epistolele acestea trebuiau citite în biserică și toată biserica locală auzea despre acele lucruri și era în cunoștință de ele. Deci aceste lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu fratele Daniel se adresează mai întâi lui, dar nu în ultimul rând trebuie să fie cunoscute de toată biserica locală în care fratele Daniel și frații ceilalți vor sluji prin harul lui Dumnezeu. Pavel spune aici fratelui nostru mai tânăr decât el, Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. M-am întrebat, oare bine am ales textul pentru dimineața aceasta și vreau să vă spun, cântarea pe care am cântat-o împreună, cântarea pe care frații tineri au ales-o ca să o cântăm împreună, se potrivește așa de bine și așa de frumos cu ceea ce vreau să vă spun și am înțeles încă o dată, dacă mai era necesar, că la cârma lucrurilor este Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel îi vorbea acestui bărbat pe care l-a avut pe lângă el o vreme, pe care l-a format, pe care l-a instruit, pe care l-a încurajat, l-a îndemnat. Și acum când Pavel se găsea în închisoarea Mamertină din Roma, de unde scrie din lanțuri această epistolă, Pavel își îndreaptă inima și gândul către acest slujitor de nădejde și îi mai dă câteva sfaturi. Este ultima scriere pe care o mai avem de la Apostolul Pavel, ultima din care ne-a rămas de la el. Și aici Pavel îi vorbește lui Timotei despre nevoia de a se dovedi un lucrător, sau mai bine zis, un om încercat. Se vorbește aici despre o anumită trăsătură foarte importantă în viața unui slujitor al lui Dumnezeu, a unui slujitor al bisericii, calitatea de om încercat. Mă gândeam mai înainte că Montrealul este în industria aeronautică mondială un al treilea centru în urma celor de la Boeing și celor de la Airbus. Nu știu exact cine este pe primul loc, cine este pe al doilea, dar știu destul de bine că Montrealul ca și centru este în industria aeronautică mondială numărul 3. Multe companii de la Montreal lucrează în domeniul acesta, au de-a face cu domeniul acesta și pentru o vreme, nu foarte lungă, am lucrat și eu într-o companie care avea de-a face cu domeniul acesta. Lucram ca și tehnician de metodă și în compania respectivă se făceau tratamente speciale pentru piesele de motor de avion. Foarte multe din piesele acelea erau pentru Ministerul Apărării Naționale și toți cei ce lucram în departamentul acela eram verificați periodic antecedente și toate celelalte. Mi-e greu să vă descriu acum și timpul nu-mi permite să intru în detalii cât de minuțios erau cercetate și verificate și inspectate toate piesele care intrau în companie și care ieșeau din companie. Toate erau verificate și toate aveau un istoric al lor, toate erau supuse diferitelor teste și în compania respectivă se făceau tratamente speciale pentru că piesele respective aveau să fie supuse la diferite încercări în funcționarea aparatului în zbor. Și erau teste care se aplicau pentru a se vedea lucruri care nu pot fi observate cu ochiul liber.
fisuri în material și multe lucruri de felul acesta, tratamente chimice, tratamente termice. Am văzut cât de important era ca fiecare piesă să fie testată înainte de a fi instalată în echipamentul care va fi pus pe avionul care va purta vieți omenești acolo la înălțime. Și mi-am dat seama că era foarte importantă testarea, încercarea. Nimeni nu punea într-un avion sau într-un echipament care intra în componența unui avion o piesă, o singură piesă care era sub semnul întrebării, poate să fie sau poate să nu fie bună, să corespundă sau să nu corespundă. Era nevoie de o testare, era nevoie de o încercare și câteodată lotul acela de piese era testat de mai multe ori înainte de a-și pune cineva semnătura și de a-i da drumul mai departe. Aș vrea să vă spun că în multe domenii de activitate ale vieții omenești, încercarea sau testarea este foarte importantă. Citisem cândva că acei copaci din care se fac catargele corăbiilor erau aleși undeva pe creste de munte, în locuri în care vijeliile se dezlănțuiesc cu putere și cei care căutau copaci potriviți pentru a face din ei catarge pentru corăbii, curățau zona în jurul copacului respectiv, alegeau un copac frumos, drept, înalt, în jurul lui curățau totul pentru ca vijeliile să poată lovi mai puternic în el. Și lăsau să treacă acolo câțiva ani până când veneau din nou să vadă ce s-a ales din copacul acela. Și dacă copacul acela a rămas în picioare, înseamnă că și-a dezvoltat fibra prin încercările prin care a fost îngăduit. Și-a dezvoltat fibra în așa fel încât el să fie corespunzător probelor la care va fi supus când va fi catarg de corabie. Dragii mei, vreau să vă spun, și Dumnezeu își încearcă slujitorii. Uneori încercarea o determină Dumnezeu. Alte ori Dumnezeu doar o îngăduie, ea vine din altă parte, dar Dumnezeu o îngăduie. Când încercarea vine din altă parte și Dumnezeu este Cel care o îngăduie, o îngăduie pentru că vrea să iasă la lumină anumite calități, anumite lucruri în viața slujitorului Său. Când Dumnezeu este Cel care determină, care provoacă El însuși încercarea, o folosește pentru a dezvolta în acel slujitor diferite trăsături, diferite calități. Dacă tot am vorbit despre felul în care se alegeau catargele mai de mult, aș vrea să vă spun că am și în Biblie un exemplu de felul acesta. Vă amintiți de David? A fost cândva un flăcăiandru în casa tatălui său, păzitor la oi, în câmpiile Betleemului. În vremea aceea, împăratul în exercițiu în Israel și-a dovedit nevrednicia pentru slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și Dumnezeu a hotărât să-l schimbe, l-a lepădat pe Saul și acum Dumnezeu trebuia să pună în locul lui pe altcineva. Și își trimite Dumnezeu prorocul cu cornul cu un de lemn în casa lui Isai din Betleem. Și vine Samuel în casa lui Isai și îi spune acestuia: Dumnezeu are de ales din casa ta pe un bărbat, pe un tânăr, pentru o slujire deosebită. Și Isai își aduce prin fața lui Samuel, își aduce copiii pe rând. Avea 8 băieți. David, ultimul, era al 8-lea. Pe primii 7 care erau în casă, i-a trecut prinaintea prorocului. Când l-a văzut pe primul, prorocul a zis: negreșit, ăsta este. Într-o vreme în care oamenii se măcelăreau prin războaie, era important ca împăratul să fie un războinic. Se căuta un om care să dea un bun exemplu pentru alții, un tânăr, viteaz, voinic, cu mușchi, dacă vreți. Pe atunci nu se consumau substanțe din astea care îi umflă pe tineri. Și când l-a văzut pe cel din tâi, Samuel a zis: probabil că ăsta este, negreșit ăsta este. Și Dumnezeu îi zice, îi șoptește în ureche: nu te uita la el, căci l-am lepădat. Și la fel a spus Dumnezeu lui Samuel cu privire la toți cei 7 care au fost duși înaintea lui de către Isai. Și acum prorocul era puțin descumpănit și zice: doar pe ăștia ai? Mai am încă unul, dar nu e aici. Adu-l
pentru că nu ne vom așeza la masă până când nu voi împlini ceea ce trebuie să împlinesc. Și a fost adus David și vocea lui Dumnezeu răsună în urechea prorocului și spune el, ia cornul cu un de lemn și unge-l, căci acesta este. Despre întâmplarea aceasta am mai vorbit cândva la Montreal, la o întâlnire de tineret. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu s-a oprit cu cumpăna în dreptul celor 7, primii 7 din casa lui Isai. Și Dumnezeu i-a găsit nevrednici pentru lucrul pe care îl avea în vedere. Când Dumnezeu zice, l-am lepădat, înțelegem că a fost vorba despre o probă, un test, o cântărire. Și tinerii aceștia, înalți, frumoși, voinici, binefăcuți, promițători din punct de vedere omenesc, în cumpăna lui Dumnezeu s-au dovedit ușori. Nu erau vrednici, nu erau potriviți pentru lucrarea respectivă. Și a trebuit să vină David. Și despre David Dumnezeu va mărturisi și Pavel citează acest cuvânt în Faptele Apostolilor. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini toate voile mele. Dumnezeu l-a văzut, l-a încercat în împrejurările simple ale vieții, în relația lui cu frații lui, în relația lui cu tatălui, în felul lui de a se griji, de a răspunde de misiunea care a fost încredințată și Dumnezeu a văzut în el lucrurile acestea. Știți, când mă gândesc la lucrurile acestea, mă înfior și mă cutremur și mă gândesc oare de câte ori Dumnezeu nu s-a oprit în dreptul tinerilor și ei nici nu-și dau seama de lucrul acesta. Ei cred că nu-i vede nimeni, că nu-i știe nimeni, că în anumite momente în care păstorul nu-i aproape, comitetul nu-i de față, tata, mama sunt la serviciu, ei cred că își pot permite de toate și nu se știe când îngerul trimis de Dumnezeu îi pune în cântar. Și dacă îi pune în cântar și găsește ușori, ei pot să vină după aceea în casa de rugăciune, pot să facă slujbe, pentru că nu se alege nimic din slujirea lor. Dumnezeu își încearcă slujitorii. Și tare mult mi-aș dori ca toți slujitorii pe care îi veți ordina astăzi să se dovedească slujitori și oameni încercați. Adică oameni care să fie la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să definim și ce înseamnă slujitor, că aici se folosește cuvântul lucrător. Lucrător este sinonim în textul acesta cu termenul slujitor. Ce ar fi un slujitor? N-am să dau o definiție preluată din dicționarul explicativ al limbii române, dar am să vă spun că în înțelegerea mea, după acești ani de slujire, slujitorul este un om pe care Dumnezeu l-a chemat, un om care din dragoste pentru Dumnezeu este gata și plin de râvnă să se pună la dispoziția lui Dumnezeu în locul și în lucrarea la care Dumnezeu îl cheamă. Și sunt trei lucruri distincte în această definiție simplă, personală, dacă vreți. Primul lucru important este chemarea lui Dumnezeu. În epistola către evrei, autorul acestei epistole spune așa de frumos, de chemat de Dumnezeu. Trebuie să existe o chemare și Dumnezeu este Cel ce face chemarea, iar biserica locală, dacă este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, identifică acea chemare, o confirmă, o recunoaște și spune, da, Dumnezeu în tânărul acesta a pus ceva. Vă amintiți ce i s-a spus lui Pavel despre Timotei? Era un om vorbit de bine de către frați, măcar că tatăl lui nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Și lui Pavel îi se spune, ia-l, Pavele, lângă tine, formează-l. Dumnezeu a pus ceva în tânărul acesta și credem că este o chemare a lui Dumnezeu peste tânărul acesta. Trebuie să fie o chemare a lui Dumnezeu. E Dumnezeu cu caracter general. Dumnezeu cheamă neamurile la mântuire și chemarea aceasta este pentru toți. Pentru că jertfa Domnului Iisus este pentru toți. Așa spune Ioan. Eu nu cred, cu niciun chip nu pot să cred într-o chemare eficace și o chemare inutilă, o chemare de formă, așa cum sunt mulți care propovăduiesc astăzi. Dacă Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire, cu siguranță că îi dorește pe toți la mântuire. Îi vrea pe toți în împărăția Lui. Doamne, fă ca să primească ei chemarea aceasta.
Dar există, pe lângă această chemare cu caracter general, există o chemare specifică, o chemare pentru slujire, o chemare de care nu au parte toți. Dumnezeu se uită, cum spuneam, Dumnezeu știe în dreptul fiecăruia dintre noi ce poate să scoată din noi, din materialul care este în noi. Și Dumnezeu adresează o chemare cu un caracter aparte, o chemare cu un caracter special. Pe unii Dumnezeu îi cheamă la o anumită formă de slujire și Pavel în Romani capitolul 12 vorbește despre această chemare și acolo el zicea, cine a fost chemat să facă lucrarea asta, să se țină de lucrarea aceasta, cine a fost chemat să facă lucrarea cealaltă, să se țină de lucrarea cealaltă. Dumnezeu ți-a dat o chemare și de pentru o anumită lucrare și Dumnezeu se așteaptă ca de lucrarea aceea să te ții. E foarte importantă chemarea. Fără chemarea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, râvna noastră pentru a intra în slujire nu duce la rezultate, nu dă rezultate. Am cunoscut oameni pe care Dumnezeu nu i-a chemat și care au vrut ei neapărat din râvna lor, li s-a părut că au talente, că au înzestrări, nu face, dragii mei, nimic. Alții poate s-au zbătut să obțină diplome în teologie pe la diferite școli și au ieșit doctori în teologie și ascult predicând și nu simți în mesajul lor nimic din partea lui Dumnezeu. E doar informație. De ce? Pentru că lipsește chemarea. E foarte importantă. Eu sunt aproape sigur, sunt sigur de fapt că Dumnezeu a pus chemarea lui asupra fraților pe care dumneavoastră îi veți ordina astăzi aici. Noi ne vom ruga pentru ei. Și Dumnezeu va confirma că e Dumnezeu. El alege pentru că e suveran. Pe de altă parte, aș vrea să spun că un al doilea lucru care definește un slujitor este dragostea față de Dumnezeu. Este foarte important. Toți creștinii sunt chemați să-L iubească pe Dumnezeu. Și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră. Dar într-un mod aparte, slujitorii care sunt chemați de Dumnezeu la lucrare trebuie să dovedească dragoste pentru Dumnezeu. Și am să vă dau un singur exemplu din Biblie. Pe malul Mării Galilei, într-o dimineață, la câteva zile după înviere, Domnul Iisus se întâlnește cu 7 ucenici, pescuiseră o noapte întreagă și n-au prins nimic. Și apoi când le spune cum să arunce mreaja, ei aruncă mreaja, prind, Petru nu mai e interesat de pește, se aruncă în apă, vine la mal. Servesc un prânz acolo, ceva, și Domnul îl întreabă pe Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât acestea? Aș vrea să vă spun că în textul grecesc în care a fost scrisă această evanghelie, nu prea este clar dacă Domnul a întrebat, mă iubești mai mult decât aceștia sau dacă mă iubești mai mult decât acestea. Pronumele, demonstrativ, nu este foarte limpede acolo. Dacă l-ar fi întrebat pe Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia, ceilalți 6, probabil că s-ar fi supărat. Un fel de deosebire. Eu tind să cred că Domnul a întrebat, mă iubești tu mai mult decât acestea? Și asta înseamnă viața de pescar, mreaja, corabia, peștele și așa mai departe. De 3 ori îl întreabă Domnul pe Petru și de fiecare dată esența întrebării este dragostea pentru Domnul. Acum trebuie să vă spun ceva. Evanghelia aceasta i-a fost scrisă în limba greacă, pentru că trebuia să ajungă într-o lume vorbitoare de limbă greacă. Dar eu cred că dialogul în original n-a fost în limba greacă. Eu cred că a fost în limba aramaică, limba care se vorbea în Țara Sfântă în vremea respectivă. Știți de ce cred asta? Pentru că limba asta o vorbea și Domnul, limba asta o vorbea și Petru. Cunoștințele lui Petru în greacă nu știu cât erau de bogate. Imaginați-vă că eu m-aș întâlni cu fratele Andrei undeva, să zicem, la Detroit. Într-un magazin din Detroit, uitându-mă după ceva pe acolo, printre rafturi, găsesc pe fratele Andrei care caută și dumnealui ceva pe acolo. Acum, noi doi suntem români. Ce părere aveți? Aș avea imboldul să-l întreb în limba franceză?
pentru că la noi, la Montreal, accentul cade de mult, mai mult pe franceză. Evident că nu. Credeți că aș fi tentat să-l întreb în limba engleză? Nu. Pentru că noi amândoi suntem români. Pentru că limba noastră maternă este limba română. Este natural ca noi să vorbim limba noastră, românească. De aceea cred că pe malul Mării Galilei discuția s-a purtat în limba aramaică. Când a fost scrisă Evanghelia, zeci de ani mai târziu, Matei a scris-o în greacă și de aceea avem întrebările așa cum sunt aici. Accentul însă, vreau să înțelegeți, cade pe dragostea de Dumnezeu, pe dragostea față de Domnul. Și de fiecare dată Domnul îi spune lui Petru, paște oițele mele, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Importantă este dragostea față de Domnul și dragostea față de Domnul trebuie dovedită în slujirea turmei. În slujirea turmei. Nu pot să cred în slujitorii care spun că sunt chemați de Domnul, dar nu iubesc pe cei cărora le slujesc. Așadar, omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, îl definește chemarea, îl definește dragostea pentru Dumnezeu și dragostea asta este dovedită în slujirea turmei Domnului. Și în al treilea rând este vorba și despre dorința lui, despre râvna lui de a sluji pe Domnul. Și râvna este importantă, dorința de a sluji pe Domnul. Pentru că dacă este chemare și nu este dorință, omul acela va fi gata să dea înapoi la prima încercare majoră, la primul impediment pe care îl va întâlni în slujire. Mi-aduc aminte că Apostolul Pavel, când le scrie fraților din Roma, le spune: eu am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Într-o vreme în care s-a plămădit proverbul acela care spune că toate drumurile duc la Roma, mulți ar fi visat să vadă cetatea eternă, așa o numeau latinii pe vremea aceea. Și Pavel zice, vreau să vin și eu la Roma. Dar Pavel spune, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia. Dacă vreau să ajung vreodată la Roma și îmi doresc lucrul acesta, este pentru că vreau să vestesc Evanghelia. Nu vreau să văd Coloseumul Roman, nu vreau să văd arenele, nu vreau să văd celelalte lucruri, nu lucrurile astea mă atrag pe mine acolo. Vreau să duc acolo Evanghelia. Și trebuie să fie râvnă. Și câteodată vă mărturisesc că la capitolul acesta și eu simt că ajunge acul într-o zonă. Și mă gândesc, Doamne, oare cum o să trec de momentele acestea? Sunt momente în care parcă te cuprinde descurajarea când vezi că vorbești din Cuvântul lui Dumnezeu, când avem la îndemână aceste minunate învățături și atât de puțin se primește din ceea ce se spune de la amvon. Eu nu știu la dumneavoastră cum stați la capitolul acesta, dar să știți că am vorbit cu mulți slujitori care îmi împărtășeau o anumită stare de mâhnire, unii chiar de descurajare, pentru că învățătura curată și sfântă care se dă de la amvon, de multe ori intră pe aici și iese pe dincoace. Și când ajungi în probleme de consiliere pastorală, descoperi probleme care n-ar fi trebuit să fie acolo dacă învățătura dată de la amvon ar fi fost luată în serios. Trăim o vreme în care slujitorii parcă nu mai sunt luați în serios. Și lucrul acesta parcă pe unii tinde să-i descurajeze. Dar vreau să vă spun, trebuie să ne păstrăm râvna. Frate Daniel, cu râvnă înainte și Domnul să te umple de râvnă pentru lucrarea Lui. Amin. Zice aici Pavel să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat. Și vreau să vă spun că este important ca un slujitor să-și pună mereu întrebarea și să-și facă limpede în mintea lui care sunt așteptările lui Dumnezeu de la el. În al doilea rând, care sunt așteptările oamenilor de la el. Întâi așteptările lui Dumnezeu și apoi așteptările oamenilor. Dumnezeu are întotdeauna întâietatea, slăvit să fie numele Lui. Există câteva așteptări pe care le-aș defini, uitându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu, cred că așteptările acestea le are Dumnezeu de la un slujitor. Prima dintre ele este dedicarea, fără îndoială este dedicarea.
În predica de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul, cred că 24, Domnul Iisus a spus ceva cam așa: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Există acolo ceea ce oamenii de astăzi numesc conflict de interese. Domnul Iisus a spus-o de atunci: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Trebuie să alegi ori pe unul, ori pe celălalt. Iar pe acela pe care l-ai ales, numai pe acela să-l slujești. Și Pavel spunea la un moment dat, tot în această a doua epistolă, în capitolul 2, versetul 5. Iertați-mă că uneori trebuie să mai folosesc și ajutoarele. Versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Importantă este dedicarea. Omul lui Dumnezeu este chemat să se dedice unei singure lucrări, unei singure slujiri. Slujirea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că uneori nu trebuie să ne câștigăm pâinea muncind. De bună oară eu, pe lângă pastorație, îmi câștig pâinea familiei lucrând acum într-un domeniu care nu e unul foarte faimos. Lucrez ca security, nu mă interesează ce zic oamenii despre treaba aceasta, dar vreau să fie limpede. Dedicarea noastră pentru Dumnezeu trebuie să fie importantă. Oriunde suntem, să se vadă că noi suntem niște oameni dedicați lui Dumnezeu. El ne este stăpânul, lui ne dăruim. Și interesele lui le punem întotdeauna înainte. N-aș vrea să considerați că o spun cu titlul de laudă, dar la compania unde lucrez ca security, sunt deja de 14 ani acolo și le-am spus de la început: duminica nu mă chemați la lucru pentru că nu vin. Sâmbăta, noaptea, spre duminică, nu mă chemați la lucru pentru că nu vin. Dar de ce nu vii duminica? Pentru că ești o primă care se adaugă la salariu, nu te interesează. Duminica pentru mine este o zi specială. Eu lucrez întâi pentru o comunitate românească, e o biserică și acolo trebuie să fiu duminica. Indiferent ce salariu mi-ați putea oferi duminica, eu nu vin duminica. Dacă m-a acceptat așa bine, dacă nu, nu. Și trebuie să fie limpede, oricând, oriunde, în orice împrejurare, întâietate are Dumnezeu în viața noastră. Lucrarea lui Dumnezeu, să fii un lucrător devotat, să fii un lucrător dăruit. Domnul Iisus mai spunea un lucru în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 62. Cine pune mâna pe coarnele plugului și să uite înapoi, nu este destoinic pentru împărăția cerurilor, pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta are de-a face cu credincioșia. Pentru că a doua trăsătură pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, când ne supune diferitelor probe, încercări, vrea să vadă credincioșia noastră. M-am gândit de multe ori că această trăsătură trebuie să se vadă acolo unde nu ne vede nimeni. În casa lui Dumnezeu, de bună oară, noi toți suntem preocupați, arătăm bine, vlavioși, am fi buni de puși în poză, dar credincioșia este dovedită față de Dumnezeu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminica aia prin definiție. Dar credincioșia față de Dumnezeu în fiecare zi din săptămână și în fiecare ceas al zilei. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar deși sunt de acord cu lucrul pe care l-am spus, vreau să spun mai ceva. Unui slujitor care împarte cuvântul lui Dumnezeu îi este cerută credincioșie, mai ales aici, când vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și în textul din care trebuie să predici, e și un cuvânt de mustrare și știi că cineva din biserică are probleme la capitolul acesta. Este o persoană cu care ai avut de-a face și n-ai vrea să mai ai de-a face. Și stai și te gândești să spui sau să nu spui. Credincioșia ta în momentele acelea se dovedește. Dacă ești credincios, vei spune ce e scris. Că se supără unul pe tine sau că nu se supără unul pe tine. Că important este să ții cuvântul adevărului sus. Despre Domnul Iisus, fariseii și cărturarii au spus multe lucruri, cele mai multe rele.
mai ales atunci când l-au judecat. Dar într-o anumită împrejurare, vrând să-l ispitească, au spus un lucru adevărat despre el. Învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu pentru că vorbești drept și nu cauți la fața oamenilor. Credincioșie față de Dumnezeu înseamnă, și față de cuvântul lui, înseamnă să-l împarți cuvântul ăsta drept, indiferent cu cine stai de vorbă. Că e vorba despre cel mai bun prieten al tău, că e vorba despre șeful tău, că e vorba despre vreun frate cu care ai avut de-a face și încă o dată zic, poate n-ai vrea să mai ai de-a face, că e unul rău de gură. Cuvântul lui Dumnezeu să fie drept pe buzele tale. Să nu vă supărați pe slujitorii lui Dumnezeu care vă spun adevărul. Chiar dacă adevărul pe care vi-l spun vă doare, chiar dacă vă deranjează, să nu vă supărați dacă vi-l spune. Că vi-l spune pentru că vă iubește, vi-l spune din dragoste. Nu-l priviți ca pe un dușman și nu-l tăiați de pe buletinul de vot în viitor, dacă vreodată se va pune la vot. Nu-l tăiați de pe vot dacă v-a spus adevărul, că vi l-a spus cu gând bun. Așadar, Dumnezeu așteaptă, sau așteptările lui Dumnezeu încep întotdeauna cu dedicarea. În al doilea rând, așteptările lui Dumnezeu au de-a face cu credincioșia. Și Pavel vorbea despre aspectul acesta în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Noi suntem niște ispravnici, spunea Pavel, niște oameni care am primit o ispravnicie și ce se cere de la un ispravnic este să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ce Domnul îți încredințează în ziua de astăzi, să-l ții ca pe un lucru de mare preț. În al treilea rând, aș vrea să spun că între așteptările lui Dumnezeu față de slujitorii lui trebuie să fie și preocuparea pentru curăție. Partea care nu am citit-o urma, pasajul era mai amplu aici în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 21 în jos, se vorbește despre preocupare pentru curăție. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, ăștia să-ți fie tovărășia întotdeauna. Fugi de cei care au o credință de suprafață, ocolește-i, n-ai de învățat mai nimic de la ei. Caută pe cei care caută pe Domnul cu o inimă curată. Este foarte importantă preocuparea pentru curăție. Eu știu, cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește. Sfințește prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul, spunea Domnul Iisus într-una din rugăciunile lui. Și credem lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește. Ne sfințește Duhul Sfânt, lucrarea de sfințire pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Dar în lucrarea aceasta există o parte a noastră despre care mulți predicatori refuză să vorbească și mulți teologi o ocolesc. Există o parte care ne privește pe noi și Pavel zicea, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, putem contesta cuvântul acesta? Nu. Este scris aici pentru noi. Cu privire la sfințire, concepțiile oamenilor sunt foarte diferite, foarte ciudate. Mi-aduc aminte de bună oară de o întâmplare din istoria poporului evreu. Călătoreau prin pustie, se îndreptau dinspre Egipt, spre Canaan. Au trecut prin multe situații și la un moment dat se ridică trei împotriva lui Moise și a lui Aron și spun, drept cine vă credeți voi de vă uitați de sus la poporul lui Dumnezeu? Credeți că numai voi sunteți? Tot poporul lui Dumnezeu, spuneau ăștia trei, e alcătuit din sfinți. Tot poporul lui Dumnezeu este sfânt. Și în vorbele acestea, care păreau cumva duhovnicești, se ascundea o mare viclenie. Când spui lucrul acesta, încerci să câștigi simpatia poporului, să atragi pe mai mulți de partea ta, numește-i sfinți pe toți, că atunci toți te vor încuraja, te vor sprijini și vei ajunge șeful lor până la urmă. Însă, cât au fost de sfinți aceia pe care Core, Datan și Abiram i-au declarat sfinți, s-a văzut. Au fost oameni care au ridicat glasul împotriva lui Moise,
au fost oameni care au ridicat piatra, au vrut să ridice piatra, să-l omoare cu pietre. Și vreau să fie limpede, Sfinții lui Dumnezeu n-au asemenea preocupări. Sfinții lui Dumnezeu nu sunt printre cei ce fac revolte prin biserici. Sfinții lui Dumnezeu nu sunt printre cei care ridică degetul și răcnesc. Sfinții lui Dumnezeu nu sunt dintre cei ce dau cu piatra. Dar să știți că sunt slujitori care spun, toți sunt sfinți, pentru că le place popularitatea. Să fii preocupat de curăție, de sfințenie. Asta să-ți fie o preocupare permanentă. Știi de ce? Pentru că numai în felul acesta vei putea să fii un vas folositor stăpânului tău. Cine nu-i preocupat să îndepărteze lucruri de felul acesta din viața lui, nu poate să fie un slujitor folositor stăpânului său. Doamne, umple-ne pe toți de această râvnă. Ar fi multe de spus cu privire la așteptările lui Dumnezeu de la slujitorii lui. Dar aminteam ceva, sunt și așteptări pe care le au oamenii. Și trebuie să spun câteva lucruri și despre acestea. Pe acestea eu le-aș împărți în două categorii. Așteptări întemeiate, justificate și așteptări neîntemeiate. Am să amintesc doar câteva, timpul aleargă cu grăbire și le voi aminti așa în trecere. Așteptări neîntemeiate. Se așteaptă oamenii să faci minuni. Acum, dacă ai fost ordinat, după ordinare, oamenii se așteaptă să vadă minuni. Pe Domnul Iisus l-au întrebat de multe ori iudeii, ce semn faci tu ca să îl vedem și să credem în tine? Era o preocupare să vadă semne. Grecii căutau înțelepciune și dacă nu dovedeai în vorbire o înțelepciune deosebită, după standardele omenești, grecii nu te mai ascultau multă vreme. Aveai o șansă și a doua nu ți-o mai dădeau. Iudeii căutau semne. Ei bine, în vremea de astăzi, sunt așteptări neîntemeiate, aș spune eu, de la slujitorii lui Dumnezeu, ca ei să facă semne și minuni. Minunile le face Dumnezeu. Le face atunci când trebuie. El știe când este nevoie de ele și El decide. Ele se fac prin mâinile slujitorilor, dar autorul lor este Dumnezeu, nu suntem noi. Nu așteptați ca ei să facă minuni. Cereți de la Dumnezeu minuni și Dumnezeu le va face. Oamenii așteaptă să schimbi lucruri pe care au încercat să le schimbe cu slujitorii de dinainte și nu au putut. Băi, au îmbătrânit în tiparele astea, ăștia, pe ăștia, nu-i mai schimbi. Acum tu ești nou, ai o altă viziune. Hai să schimbăm! Pavel a spus lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai văzut și de care ești pe deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Lucrurile acelea bune pe care le-ai primit în casa părintească de la fratele Cornel, în casa lui Dumnezeu, de la frații predicatori, acelea să le păstrezi, să nu te abați sub presiunea unora de la lucrurile acestea. Vor avea așteptări ca tu să schimbi. Rămâi la lucrurile pe care le-ai primit prin Duhul Sfânt. Nu muta hotarul care a fost pus prin Duhul Sfânt. Oamenii vor aștepta ca să-i pui la punct pe unul sau pe altul. A venit unul la Domnul Iisus și a spus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Se pare că erau doi frați care trebuiau să moștenească o avere și unul a pus mâna pe tot și celălalt a rămas cu buzele umflate. Și acum ăsta stătea în prezența Domnului Iisus, asculta predica Domnului Iisus, dar n-auzea nimic din ce spune Domnul Iisus. El avea un singur gând. Când Domnul oprește cuvântarea, când se termină predica, să meargă să-i spună, să vină să facă dreptate. Ce poți să faci de multe ori când între soț și soție îți neînțelegeri și ești chemat ca slujitor să dai un sfat, să găsești o soluție? Nu-i simplu. Mă lovesc de lucrul acesta mereu și mereu. Le spui adevărul, dar nu poți să pocăiești. Pocăința este a lor. Și de multe ori le-am spus, și tu trebuie să te pocăiești, pentru că asta am constatat. De multe ori te cheamă câte o soră să îl pocăiești pe bărbatul ei. Să-l faci să fie supus, de parcă așa trebuie.
Câteodată bărbatul te cheamă, fratele te cheamă să o pui la punct pe soția lui, pentru că îl lasă fără bani, cardurile sunt mereu goale, că ea trece pe la Costco și pe nu știu unde. Tot felul de lucruri. Oamenii au așteptări ca tu să-i pui la punct pe ceilalți. Părinții care nu-și fac datoria în educarea copiilor lor vor crede că tu ești dator să le îndrepți lor deficiențele în educarea copiilor. Și sunt multe lucruri de felul acesta. Și pentru că vă văd că tăceți, cred că ating multe lucruri când spun lucrurile acestea. Dragii mei, primiți-le că-s din Cuvântul lui Dumnezeu. Așteptările întemeiate, 3 minute maxim. Așteptările întemeiate pe care oamenii le au de la tine. Să împlinești tu cel din tâi ceea ce îi spui altuia. Ce spui fraților de la Amvon. Tu trebuie să fii materializarea sau întruparea învățăturilor pe care le spui la alții. Să fii cel din tâi care împlinește ceea ce spune la alții. E plină lumea de oameni care spun altora ce să facă și ei nu fac. Au fost în vremea Domnului Iisus și în vremea de astăzi. Oamenii au găsit un termen care definește atitudinea aceasta și îi numește demagogi. În toate domeniile vieții vei găsi demagogi, dar cei mai greu de înghițit sunt demagogii din domeniul ăsta al religiei, al credinței. Oameni care predică la alții și care nu împlinesc. Să fii unul care să poată fi exemplu întotdeauna. Oamenii au nevoie, o altă așteptare a lor, de un cuvânt de sfat, de învățătură când sunt în diferite situații ale vieții. Au nevoie de un cuvânt deosebit. Și viața din ziua de azi e așa de complexă, dragii mei. Trăim într-un veac și într-o societate foarte încălcită, într-un veac întunecat și într-o societate încălcită. Deciziile care stau în fața noastră de multe ori sunt foarte greu de luat. Și unele dintre ele cu consecințe amare pentru viitor. Oamenii așteaptă. Ei caută în cuvântul lui Dumnezeu, poate, acasă, dar au nevoie de un cuvânt de la un om al lui Dumnezeu. Să fii un om care are un sfat din partea lui Dumnezeu pentru cei ce vin să-ți ceară sfatul. Oamenii din ziua de azi au nevoie de un număr pe care să poată vărsa o lacrimă, că sunt multe dureri în popor și multe răni. Mulți care suferă și n-au cui să spună. Și dacă nici păstorului n-au îndrăzneală să vină să-i spună, atunci cui? Frate Daniel, Domnul să te facă un om cu ureche deschisă la nevoile fraților și a surorilor. În definitiv, Domnul să te facă să fie o binecuvântare. Să te binecuvânteze și în familie și în slujire și înaintarea ta, cum spunea Pavel lui Timotei, să fie văzută de toți. Nu o casă mai mare cu garaje mai multe, nu o mașină mai luxoasă, ci pe calea lui Dumnezeu, înaintarea ta să fie văzută de toți. Amin.